Mai mulți președinți și locțiitori extrași la sorți în sistem computerizat pentru a participa la alegerile parlamentare de pe 6 decembrie s-au retras de pe liste. Oficialii anunță că aceia care au depus cereri au fost înlocuiți. La fiecare scrutin electoral sunt persoane din președinți sau locțiitori care se retrag, fac cerere pentru a se retrage de la alegerile care au loc acum. De această dată avem un număr de 120 de persoane care s-au retras până acum și au fost și înlocuiți, tot în mod electronic. Din păcate, suntem obișnuiți să se întâmple asta. După cum bine știți, la alegerile din septembrie au fost persoane mult mai multe care s-au retras, de această dată fiind și un proces electoral, să spunem, mai simplu decât cel din septembrie. Se pare că numărul nu este foarte mare, au fost deja înlocuiți. Vor începe și instruirile, însă din cauza pandemiei, acestea vor avea loc în mediul online. Iar de astăzi încep și instruirile acestora, pentru că vorbim de un număr de peste 600 de persoane. Nu aveam cum să facem instruirile aici, la instituția prefectului, cu atât de multe persoane, având în vedere și contextul epidemiologic. Așa că s-a luat decizia să se facă aceste instruiri cu STS-ul, Autoritatea Electorală Permanentă și instituția prefectului. În sistem de videoconferință vor veni doar secțiile de votare din Târgu Jiu. Alegerile parlamentare vor avea loc pe 6 decembrie.